la cea de-a patra ediție a Zilele Spitalului Municipal de Urgență Roman. Ne aflăm la un moment de sărbătoare a noastră, a echipei Spitalului Municipal de Urgență Roman, dar și a medicinei de performanță pe care la Roman reușim să o facem prin profesionalismul de care dă dovadă fiecare dintre noi, prin dedicarea și dorința continuă de perfecționare. Cu toții știm că nu e simplu, dar la fel de bine știm că rezultatele muncii noastre sunt până la urmă cele mai importante și ele se văd zilnic. Ne aflăm la cea de-a patra ediție a Zilelor Spitalului și de la an la an avem mult mai multe lucruri cu care să ne mândrim. Mai este și foarte mult de muncă, dar împreună, menținând tot timpul ștacheta cât mai ridicată, vom continua să evoluăm și să transformăm acest spital într-o unitate medicală de elită. Și pentru fiecare efort și implicarea dumneavoastră, vă mulțumesc! Sărbătorim în acest an un secol de chirurgie și medicina internă la Roman, iar în ultimii ani am reușit să construim pe fiecare din aceste două secții echipe de cadre medicale, nu doar foarte bine pregătite, dar cu dorința de a progresa continuu. Iar acest lucru nu se poate dacă nu punem umărul pentru fiecare dintre noi, dacă nu construim între noi punți care să ne ajute să comunicăm cât mai eficient, care să ne determine să fim și mai competitivi, pentru ca în final câștigul să fie cel al pacientului, iar noi să fim și mai mândri de meseria noastră. La mulți ani și bun dumneavoastră, la mulți ani Spitalului Municipal de Urgență Roman. Și nu am fi ajuns astăzi la 221 de ani de activitate medicală la Roman dacă nu am fi avut alături de noi sprijinul autorităților centrale și locale. Doresc să mulțumesc domnului deputat de Neamț, domnul Dan Laurențiu Leoreanu, că este alături de romașcanii lui, cum spune dumnealui, și alături de Spitalul Municipal de Urgență Roman și că ne susține în toate proiectele noastre. Doresc să-i dăm cuvântul. Salut, bună ziua, mulțumesc frumos de invitație, mă bucur să fiu aici. Nu știu dacă am lipsit la una de zilele manifestările Spitalului Municipal de Urgență Roman și cred că de-a lungul timpului am demonstrat-o că și la nivel de autoritate și la nivel personal am fost alături de Spitalul Municipal și prin ceea ce s-a făcut și prin ceea ce am susținut, dar și prin crederea în care am dat-o. Pentru că ori de câte ori, eu personal am avut o problemă, că a fost la pneumologie, că a fost la endocrine, că a fost la ORL, oftalmologie sau chirurgie, am fost prima dată în Spitalul Municipal de Urgență Roman și aici m-am tratat. Aici mi s-a născut și nepotul, aici mi-am tratat și părinții, și ultimele clipe grele ale mamei mele, tot aici s-au petrecut. Ceea ce de la distanță ar putea să pară puțin, dar de aproape pare foarte mult. Mai ales într-o perioadă în care autoritățile și demnitarii și-au creat așa un mod de a se trata ori pe la Iași, pe la București, dar cel mai des pe străinătate. Eu cred că Spitalul Municipal de Urgență este un spital care dă încredere, are profesionalism, are profesioniști, are specialiști și m-am încrezut întotdeauna în această unitate spitalicească. Și mai mult decât atât, nu că am fost mereu aici cu sufletul și cu mintea și cu încrederea, dar nici n-am fost dezamăgit. Acum, sigur, întotdeauna într-o activitate există și plusuri și minusuri. Nimeni nu poate să reușească să facă lucrurile numai într-o balanță descentrat pozitivă. Pentru că de la cazuistică, de la posibilități, de la specialități, de la aparatură, există anumite deficiențe, există anumite minusuri, unele obiective, unele subiective, care nu întotdeauna permit să ajungi acolo unde ți-ai dori, și cu mintea, și cu sufletul. Dar ceea ce oferă Spitalul Municipal de Urgență Roman astăzi, eu cred că dă încredere.
Sigur că tot felul de discuții vor fi mereu, de la a povesti, de la a înflori, de la a dezvolta. De asemenea, ca să fim corecți, pot să spun că pădure fără uscături nu există. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm foc la un cojoc pentru un păduche. Există substanță pentru deratizare. Mereu am susținut acest lucru, iar ceea ce este ca structură, ca etos, bun, solid, trebuie păstrat. Și mai ales, nu trebuie lăsat să fie atins de unele lucruri neconforme cu principiile noastre, cu performanța, cu profesionalismul și cu reușitele. Și toate acestea într-o paletă care reprezintă Spitalul Municipal de Urgență Roman, nu pot decât să ne bucure. Așa că astăzi, la ceas aniversar și de sărbătoare pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, nu pot decât să vă salut, să vă transmit gândul meu de bine și să spun la mulți ani Spitalului Municipal de Urgență Roman, tuturor celor care lucrează în el, de la medic până la omul cu cea mai simplă pregătire, dar foarte important ca rotiță în acest lanț cinematic, care este într-adevăr o adevărată industrie, Spitalul Municipal. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să urez la mulți ani și managerului care astăzi își sărbătorește ziua și poate mulți nu au știut să-i spun la mulți ani cu sănătate. Dar eu știu, nu uit niciodată, încerc să fiu aproape și de instituții și de oameni, atât cât pot și cât timpul îmi permite. Dar să aveți credința că întotdeauna voi încerca să vă sprijin, să fiu alături, așa cum am făcut-o, așa cum o fac și așa cum voi face eu mereu. Vă salut încă o dată, Dumnezeu să binecuvânteze Romanul și pe român și romașcani și Spitalul Municipal de Urgență, cu angajați, cu bolnavi, cu toți colaboratorii pe care îi aveți, să auzim numai de bine. Sigur, ajungem în cazul unei boli sau unei afecțiuni aici. N-avem ce face, dar atunci când venim, să venim cu inima deschisă și să găsim mereu un zâmbet, o mână sinceră, un suflet cald și o vorbă bună. Doamne ajută, sănătate și bucurie, vă mulțumesc pentru că existați. Mulțumesc și domnului primar Lucian Bincu pentru sprijinul acordat, pentru colaborarea deosebită și relaționarea pozitivă între Primăria Municipiului Roman și Spitalul Municipal de Urgență Roman. De asemenea, doresc să ne spună și dumnealui cuvintele. Da, frumoase. Mai bună ziua, vă spun și eu. Într-adevăr, la zi aniversară se spun numai lucrurile frumoase. Așa o voi face și eu. În primul rând vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră ca și cadre medicale, fie că vorbim de doctori, de asistenți medicali, de infirmieri, toți cei care aveți un contact direct cu pacienții. E o meserie nobilă, o meserie în care mulți oameni poate își pun speranțele în mâinile dumneavoastră și de aceea feedback-ul trebuie să fie unul pe măsură. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți. De asemenea, vă asigur de tot sprijinul Primăriei Municipiului Roman, pentru ca, în primul rând, dotarea cu aparatură să fie la cele mai înalte niveluri, astfel încât și calitatea actului medical să crească pe măsură. Am făcut eforturi în ultimii ani și sper eu că aceste lucruri deja încep să se vadă la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman prin investițiile în aparatura modernă, atât cele care au fost făcute pe parcursul anilor trecuți, dar și cele care sperăm că se vor realiza în acest an prin atragerea unei sume record pentru aparatură la Spitalul Municipal de Urgență Roman. De asemenea, noi avem depus și un proiect cu finanțare europeană care sperăm să primească avizul pozitiv și să semnăm contractul de finanțare, tocmai pentru a transforma și aduce Spitalul Municipal de Urgență Roman la un nivel cât mai înalt din punct de vedere al aparaturii, pentru că știu că din punct de vedere al resurselor umane, Spitalul Municipal de Urgență Roman are medici pregătiți, medici capabili, medici profesioniști, care execută operații și care fac proceduri de nivelul unor spitale universitare.
De aceea vom continua să atragem medici tineri, medici specialiști la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman, inclusiv prin construirea unui bloc de locuințe pentru specialiști în sănătate, astfel încât Romanul să fie atractiv pentru medici din toate punctele de vedere și să ofere servicii cât mai profesioniste pacienților. Vă felicit pentru ceea ce faceți, doamna manager, vă felicit pentru faptul că purtați această tradiție a promovării exemplelor pozitive ale Spitalului Municipal de Urgență Roman. Cred eu că tocmai asta a lipsit în ultimii ani și este momentul ca faptele bune, ca tot ceea ce realizați dumneavoastră în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman să fie adus la cunoștința publicului și nu promovate doar acele mesaje negative care sunt convins că, într-o mare parte, nu își au un fundament real. De aceea veți avea tot sprijinul primăriei municipiului Roman, sprijinul meu personal, dacă doriți, astfel încât calitatea actului medical la Roman să crească de la o zi la alta. La mulți ani, Spitalului Municipal de Urgență Roman. Vă mulțumesc! Mulțumesc și Consiliului Local, consilierilor locali, pentru susținere și sprijin și că au dat curs invitației noastre și sunt în sală alături de noi. De asemenea, doresc să mulțumesc Consiliului Județean și domnului președinte al Consiliului Județean pentru sprijinul din partea Consiliului Județean, dar nu a putut ajunge la sărbătoarea noastră, dar este alături de noi. Alături de noi este domnul președinte al Colegiului Medicilor de Neamț, domnul dr. Iosif Chiozichi, și îl rog să ia cuvântul. Bună ziua și bine ne-am regăsit. De ce spun acest lucru? Pentru că de fiecare dată particip cu plăcere la evenimentele care se succed, aș putea zis, în frumosul dumneavoastră municipiu. Printre altele, în afară de zilele Spitalului Roman, aici s-au derulat și zilele medicale a Spitalului ale Nemțene, pentru că am avut o procedură oarecum să fie echitabilă această sărbătorire medicală sau sărbare medicală, în fiecare an, începând să dăm prilejul fiecărui spital din județul nostru ca să-și prezinte rezultatele medicale. Ei, dumneavoastră ați mai făcut ceva în plus, în afară de zilele astea nemțene, zilele medicale nemțene, ați făcut zilele medicale ale municipiului Roman și vă felicit pentru acest lucru. Bineînțeles că v-am zis vin cu plăcere, fiindcă se prezintă lucruri frumoase, lucruri interesante, pentru că aveți o echipă medicală de excepție. Și pot să vă spun că acest lucru trebuie să vă încânte, fiindcă în momentul în care o problemă de sănătate apare, vă puteți adresa cu încredere corpului medical care vă stă întotdeauna la dispoziție. Pe de altă parte, la noi, la Colegiul Medicilor, pentru că îmi baratez să fie zis, să vă spun un secret. De fapt, zilele medicale ale care până la urmă s-au extins, fiindcă acum sunt zilele medicale sucevene, la care am fost recent împreună cu colegii mei. Știți de unde au fost pornite? Din județul nostru. Deci noi am fi la a 11-a ediție, care urmează să o proiectăm sau să o conturăm, zilele medicale din țene, după noi, luându-se Brăila, bineînțeles că și Moineștiu, că este colegul meu, dr. Cotrâneț, aici, ține pasul și organizează cu deosebită frumusețe și cu acuratețe zilele Spitalului Moinești. Dar putem să fim mândri că aici, în județul nostru, pentru că mulți, având în vedere că este un județ mai mititel, fără resurse economice deosebite față de alte județe mamut, reușim să fim printre fruntașii, cum să vă spun eu, descoperirii unorităților, atât în domeniul medical, cât și în alte domenii. Numai departe, de exemplu, vorbim despre județul nostru și fiecare, cred că,
are acel patriotism local, adică județul din care face parte, festivalul de teatru, nu? Care se ține la Piatra Neamț, vacanțele muzicale, nu? Care sunt unicat pe țară, până la urmă, se țin la Piatra Neamț. Deci trebuie să fim mândri că facem parte din acest județ și dumneavoastră trebuie să fiți mândri că sunteți cetățeni ai acestui municipiu deosebit de frumos. Felicit organizatorii, felicit pe toți cei care sprijină această manifestare, fiindcă îi simțim că sunt alături cu sufletul de ceea ce se întâmplă acum aici. Și sunt convins că și pe viitor se va întâmpla același lucru. Deci trebuie să ne iubim locurile, să le susținem și să dovedim că le garantăm încrederea care o prezintă noi. Felicitări încă o dată, la mulți ani, la tuturor și Spitalului Roman. Mulțumim și Ordinului Asistenților, care este alături de noi, prin doamna Roxana Ambronache, și îi dau cuvântul. Bună ziua și bine ați venit la a patra ediție a zilelor Spitalului Municipal Roman, conferință organizată în colaborare cu Consiliul Local și ca partener cu Organizația Profesională a Asistenților Medical, pe care astăzi o reprezint cu onoare. Ca organizație profesională vreau să vă mărturisesc că avem o colaborare foarte fructuoasă cu conducerea Spitalului Municipal Roman, una dintre cele mai bune din județ, și avem o deschidere foarte bună, având în vedere autoritățile locale. Apreciem de asemenea preocuparea continuă a conducerii și a Consiliului Local, atât pentru creșterea profesionalismului asistenților medicali în acordarea îngrijirilor la patul bolnavului, cât și pentru îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire acordate pacienților, și le mulțumim cu această ocazie. Am emoționat. La mulți ani și sperăm o colaborare fructuoasă și cu celelalte instituții sanitare din județ. Mulțumesc! Și eu! Doresc să mulțumesc și colegilor noștri, conducători de unități spitalicești din județ și din țară, cu care colaborăm și care o parte din dumneavoastră au reușit să ajungă la evenimentul nostru. Cu toții am auzit de Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Știm că este un spital performant, condus de un manager, invitat să fie vârf de lance în reforma sistemului spitalicesc din regiunea Nord-Est. Este vorba de domnul profesor universitar dr. Adrian Cotârleț, care este la conducerea Spitalului Moinești, dacă țin bine minte, 19 ani. Așa zis anul trecut că ați făcut majoratul. Distinsă asistență, este o plăcere pentru mine să fiu în mijlocul dumneavoastră din mai multe motive. Chiar dacă doamna manager mi-a divulgat o anumită vârstă în managerial, ea este bineînțeles și asociată și cu vârsta biologică, vreau să spun că am venit cu plăcere într-o perioadă în care calendarul manifestărilor medicale este la maximum. De ce am venit? În primul rând, sunt alături de conducerea acestui spital, fiindcă încearcă, în niște condiții puncte-puncte, să facă ceva pentru sistemul spitalicesc din România. Suntem în aceeași barcă, nu numai ca și manageri, ci și ca spitale. În România sunt 6 spitale municipale de urgență. Noi suntem un fel de struțo cămilă. Nu suntem nici spital județean de urgență, nu suntem nici spital municipal. Și doamna manager știe foarte bine discuțiile pe care le avem, inclusiv la nivel de conducerea Ministerului Sănătății, conducere actuală, vis-a-vis de statutul nostru.
Apreciez foarte mult abnegația conducerii Spitalului Municipal de Urgență din Roman. Bineînțeles, îl cunosc și pe domnul deputat de care ne leagă o veche amiciție și care știu că este alături de domnul primar cu Spitalul Municipal de Urgență Roman, lucru care contează foarte mult în ecuația realizării unui act medical de bună calitate. Și ca să-l completez cu permisiunea domnului președinte al Colegiului Medicilor Neamț, vreau să spun că de medicina nemțeană și mai ales de chirurgia nemțeană mă leagă un eveniment de suflet. Sper că în acest an să putem participa la 40 ani de reuniune a chirurgilor din Moldova. Deci, încă o dată, vă felicit pentru ceea ce faceți, întregul colectiv al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Vă doresc să fiți sănătoși și să aveți aceeași putere de muncă. La mulți ani, Spitalul Municipal de Urgență Roman, la mulți ani, doamna manager. Mulțumim și managerului Spitalului de Urgență Județean Piatra Neamț, domnul dr. Codruț Munteanu. Spitalului Municipal de Urgență Roman. Pentru noi sunteți un exemplu
în ceea ce privește atitudinea, în ceea ce privește managementul unui spital de urgență. Noi suntem mai mici, dar încet, încet am atras alături oameni tineri și știu că fără autoritățile locale și județene și mai ales fără centru și anume minister, este foarte greu să te dezvolți. Anul acesta, dumneavoastră mergeți pe un făgaș din ce în ce mai bun, am văzut finanțările pe care le-ați primit, vă felicit, vă urăm la mulți ani, spor la treabă și să nu uitați că noi cei mai mici vom avea nevoie de dumneavoastră în continuare. Avem un sprijin prin micile contracte pe care le avem, mai ales pe anatomie patologică. Sunt medici din Târgu Neamț care au venit la dumneavoastră, sunt medici care ar fi trebuit să vină la dumneavoastră și au ajuns la noi. De aceea colaborarea va fi bună în continuare. La mulți ani, multă sănătate și spor la treabă. Mulțumim! Fiziologie Bisericană, doamna manager Anton Maria, îi mulțumim. Iar din partea Spitalului de Psiatrie, Sfântul Neculai, doamna doctor Anca Câmpu, îi mulțumim de asemenea de colaborare și de faptul că a dat curs invitației noastre. O invit pe doamna director medical alături de noi, care să ne spună și dumneei urările de sărbătoare. Mulțumesc, doamna manager, și la mulți ani! La mulți ani, dragi colegi! Sperăm să ne felicităm și peste 10 ani. Următoarea sesiune va fi o sesiune foarte interesantă, spunem noi. Este o sesiune de istoria medicinii, o incursiune în istoria medicinii romașcane, care va începe cu o prezentare extraordinară a colegului și, îndrăznesc să spun, prietenului nostru, domnul doctor Dan Gabriel Albătescu. Pentru cei care nu-l cunosc, deși nu cred că există cineva în această sală care să nu fie auzit de domnul doctor, este șeful secției de chirurgie, un om remarcabil, o personalitate extraordinară a spitalului nostru, care ne va prezenta lucrarea despre chirurgia de acum 100 de ani, respectiv începutul chirurgiei la urmă. Vă rog, domnul doctor. Felicit și organizatorii acestei a patra ediție a Zilelor Spitalului. Le spun și eu bun venit invitațiilor, distinșilor noștri invitați. Și dacă o să-mi dați voie într-un sfert de oră să vă prezint un lucru care cred eu că este deosebit. Istoria chirurgiei romane. Trebuie să vă spun că Spitalul Roman este al doilea spital ca mărime din Moldova, ca mărime, ca istorie din Moldova, ca vechime din Moldova și al cincilea din vechiul regat. Spitalul Roman are deja sărbătorit bicentenarul. Sigur că în cadrul oricărui spital, chirurgia ocupă un loc aparte. Este o disciplină care impune emoții deosebite, impune o mână sigură, o minte clară și pot să spun că de-a lungul anilor tradiția chirurgicală la Roma s-a conturat pregnant prin chirurgi a căror valoare deosebită și-au pus amprenta asupra spitalului și asupra comunității romașcane. Sigur că, înainte de a exista chirurgul, a existat bărbierul, iar românul a fost unul din centrele moldovenești extrem de bine reprezentate. În 1766 deja avem o presă a bărbierilor în Roman, a cărui regulament se păstrează la arhivele statului din Iași. Înainte de a exista spitalul în 1798, exista un chirurg bărbier renumit în cadrul bolniței de la Mănăstirea Precista, care se chema Moise și despre care știm
încă de la acea vreme, că va strânge cu stricneaua, îndrepta membrele rupte și pentru toate acestea i s-a și dat loc de casă pentru a-și face un cabinet privat în Păstrada Mare din Roma. Dar istoria chirurgiei romașcane are două debuturi. Un debut oficial, 1 decembrie 1919, și un debut real, cu mulți ani înainte, mai precis, în 1863, după Sfântul Spiridon, noi suntem centru medical cu cea mai veche tradiție chirurgicală din Moldova. Iată că sunt mai bine de 150 de ani de când se face chirurgie la Roma. Chirurgia la Roma a început cu acest om, italian de origine, din Ancona, născut în 1823, care a făcut facultatea de medicină la Universitatea Maceratensis, Universitatea Papală din Macerata, și care a fost un revoluționar pe vremea când Risorgimento era în plină manifestare în Italia. Din cauza persecuțiilor, a fugit din Italia și după un lung periplu prin peninsula balcanică, la acea vreme ocupat de turci, fiind medic militar în armata turcească, ajunge în 1850 la Roma, la Galați, unde se împrietenește cu ispravnicul Alexandru Ion Cuza și îl urmează după aceea pe Cuza la București, când el ajunge domn. Vafrinul Marini are importanță nu numai pentru chirurgia romașcană. Vafrinul Marini este unul din primii trei chirurgi din regat care a operat cu anestezie cu cloroform. Introducerea anesteziei cu cloroform se făcuse la 1848. Faptul că în țările române, în Moldova, Ludovic Rus Senior, în Țara Românească, Vafrinul Marini operează încă de la 1859 sub anestezie cu cloroform. Anestezia cu cloroform este atestată în documente aflate la Arhiva Academiei Române, prin care Vafrinul Marini trimitea pentru viitorul Muzeu de Anatomie al Institutului, care va porta numele ulterior de Carlo Davila, trimitea piese operatorii și pe această ocazie aflăm că anestezia cu cloroform era utilizată în mod obișnuit de Vafrinul Marini. La Roma a stat numai 8 ani. În acești 8 ani, spitalul a căpătat un profil chirurgical important, devenind un centru pentru toată partea de sud a Moldovei. Avem de la el rapoarte către Episcopia Sfântul Spiridon, pentru că la acea vreme și mult, mult timp mai târziu, încă spitalul român era spital filial al Episcopiei Sfântul Spiridon. Aceste rapoarte ne arată că Vafrinul Marini aborda patologia de carcasă, aborda de asemenea, pentru prima dată, patologie digestivă. De exemplu, din rapoartele lui aflăm că a fost primul care la român a realizat o gastroenteroanastomoză. El provenind și dintr-o familie de medici, tatăl lui fiind și el chirurg, un chirurg cunoscut în Italia, Filippo Marini. Iar în 1871, pleacă din Roma, ajunge la București, participă ca medic militar în războiul de independență și ulterior, urma îi se pierde undeva în județul Focșani. După el, următorul mare chirurg al românului a fost doctorul Constantin Mârzescu. A născut în 1874, Constantin Mârzescu, într-o familie de profesori.
un tânăr de o perspectivă chirurgicală cu totul deosebită, și aici avem o mulțime de documente rămase de la el, în 1909 ajunge la Roman. Perioada petrecută de 10 ani la Roman a fost deosebită, pentru că în această perioadă a avut loc prima mare conflagrație mondială, când Romanul era un adevărat lagăr de spitale militare, spitale care erau nu numai românești, dar erau, era spital englez, Principele Mircea, era spital american, erau două spitale franceze, trei spitale de Cruce Roșie, două de contagioase și așa mai departe. Constantin Mărzescu a fost un chirurg care a abordat patologia internă, chirurgicală, în mod esențial și principal. S-a părăsit operația externă de hernie sau alte operații care țin de peretele abdominal și pentru prima dată a efectuat operațiuni complexe sub anestezie în cavitatea peritoneală. Este cel care a introdus la Roman rahia anestezia, folosind metoda Toma Ionescu. Constantin Mărzescu a fost un înaintaș al ortopediei romană. El este cel care realizează la Roman pentru prima dată reducerea fracturilor prin tracțiune continuă, tratamentul plăgilor de război folosind metode moderne ale timpului respectiv, respectiv irigații cu soluție Dakin. De asemenea, a practicat o chirurgie, pentru prima dată o chirurgie în care se introdusese asepsia și antisepsia. În 1919 se reîntoarce la Iași, ajunge profesor de chirurgie la Cuza Vodă și este considerat părintele chirurgie oncologice, ginecologice la Iași. Un cancer răpune în 1929. Și iată ajungem în anul 1919, când se realizează prima împărțire pe secții a Spitalului Roman. 50 de paturi de interne conduse de la 19 iulie 1919 de doctorul Petru Nicolaescu și după aceea, la 1 decembrie 1919, secția de chirurgie tot de 50 de paturi condusă de doctor Ioan Bădărău. Doctor Ioan Bădărău, despre care încă nu știm suficiente lucruri, a fost un chirurg bun al Romanului. Avem un singur document rămas de la el. Ce știm este că în 1929, când criza, marea criză economică a afectat în mod cu totul deosebit Episcopia Sfântul Spiridon, practic falimentând-o, în acel moment spitalele filiale au trecut printr-o perioadă cruntă, multe s-au închis, Romanul a rămas cu 10 paturi finanțate de primărie, iar doctor Ioan Bădărău, care n-a vrut să aștepte o vreme mai bună sau timpuri mai bune, a plecat la București, era deja absolvent de București, de la profesorul Hortolomei, și la București a fost cadru universitar la Spitalul Vitic, de Spitalul CFR. Și ajungem, după părerea mea, la cel mai mare chirurg pe care l-a avut în istoria de peste 150 de ani, chirurgia românească, doctorul Nicolae Fărcoia, personalitate de excepție, născut în 1899 în județul Vaslui și mort în 1862 la Câmpul Mușcii. A fost un student eminent, a fost reținut în cadrul Spitalului Sfântul Spiridon imediat după studenție, prieten bun cu profesorul Oscar Franchi, cu care împreună a făcut un stagiu de pregătire la Paris în anii 1933-34 la profesorul Hotimcic, care îi aprecia pe cei doi români în mod cu totul și cu totul deosebit.
Și acest om despre care profesorul Chipaie spunea cândva că face parte din primii 10 chirurgi ai țării și pe care același profesor îl chema uneori de la Roman la Iași să opereze în tandem câte un caz mai dificil, acest om sau acestui om îi se datorează renașterea Spitalului Roman, care în 1935 ajunsese, după propria zicere, un sac, am găsit un sac de cârpe vechi. Spitalul era în ruină, iar el, atât în calitate de chirurg, cât și în calitate de director, a făcut ca acest spital să treacă de la Sfântul Spiridon la minister, să obțină fonduri și să se reorganizeze. Doctorul Nicolae Fărcoianu a preluat spitalul în 1935 cu 10 paturi. În 1938 deja avea 200 de paturi, iar în 1941 apar primele secții, în afară de chirurgie și interne, la Roman. Secția de chirurgie avea 100 de paturi, secția de interne 55 de paturi, 25 de paturi avea secția de obstetrică, care atunci a apărut, în 1941, a cărei prim șef de secție a fost soția dumnealui Veronica Fărcoianu. A apărut secția de dermatologie, condusă de doctorul Marcel Dulberger, secția de neonat și așa mai departe. În timpul războiului, doctor Nicolae Fărcoianu a rămas împreună cu Spitalul Roman de baricade, a plecat cu el în refugiu, s-a întors cu el în refugiu, găsind iarăși, pentru a doua oară, o ruină ce lăsase în Roman. Și iarăși l-a apucat de la capăt, asemenea un Sisif modern, să repună spitalul pe picioare. După aceea a urmat sfârșitul războiului, a urmat marea transformare, marea criză alimentară, seceta, când spitalul nu avea nimic și doctorul Fărcoianu pleca cu căruța prin satele din jur să găsească câte un sac de cartofi sau nu știu eu ce pentru spital. Omul acesta și-a împletit destinul cu Spitalul Roman într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Ei, iată că în 1949 aripa comunistă l-a atins și pe el. Și în 1949 doctorul Nicolae Fărcoianu este arestat și a făcut un an de zile închisoare politică la Suceava. Iată că din nou doctorul Fărcoianu ajunge să confrunte cu o criză majoră. Asta a fost întreaga lui viață, când sus, când jos. Și în 1950 primește domiciliu forțat în câmpul Mușcea, unde timp de 12 ani conduce secția de chirurgie de acolo, punându-și amprenta și acolo asupra chirurgiei mușcelene. Doctorul Nicolae Fărcoianu este, într-un anume fel, legat peste timp de mine. În sensul că în 1960 m-am născut moșit de doamna dr. Veronica Fărcoianu, sunt muntean din Mușcel, care, cu voia Domnului, voi sfârși aici, iar el este moldovean, care tot cu voia Domnului a murit în Mușcelul meu drag. Când am venit în Roman, primul lucru care l-am făcut, mi-am făcut un bust acestui om, pentru că am simțit că secția de chirurgie, chirurgia la Roman, trebuie să aibă și prin acest gest un anumit respect pentru acest om care, fiind lovit, fiind practic trecând din dezastru în dezastru, a reușit de 3 ori să scoată Spitalul Roman la lumină din perioade extrem de grele pe care a trecut. Și după el, dacă mă ajută
A urmat doctorul Vasile Teodorescu, o greșeală. Doctorul Vasile Teodorescu a stat numai 2 ani la Roman și tot datorită binefacerilor noi urânduiri a continuat, a fost demis și a continuat activitatea la spitalul din Huș. A urmat cel mai longeviv șef de secție care l-a avut chirurgia romașcană, timp de 25 de ani, un mare, mare chirurg al orașului, care s-a numit Victor Panaitescu, născut în 1910 la Huceani, mort în 1985 la Roma. Doctorul Victor Panaitescu, elev al școlii de medicină din București, medic care a făcut al doilea război mondial pe front, însoțind armatele române până la Cotul Domnului, fiind decorat cu Steaua României și cu alte ordine și medalii din acea vreme, a ajuns în 1952 la Roma și prin echilibru care îl caracteriza, prin acuratețea gestului chirurgical, prin impunerea unei discipline unanim acceptate în secția de chirurgie, a reușit să adune în jurul lui, pentru prima dată, o echipă de chirurgi. Alături de el, imediat după el, au venit încă câțiva chirurgi deosebiți, și anume doctorul Cristian Socor, doctorul Constantin Budurcă și doctorul Tăutu. Această echipă de 4 chirurgi a reprezentat la acea vreme, între 1950-1990, deci practic secolul 20, a reprezentat baza chirurgiei în Spitalul Român. Iată și pe doctorul Constantin Budurcă, alături de el un alt doctor cunoscut, chirurg al orașului, care a avut un destin tragic, doctorul Ursulese. Doctorul Constantin Budurcă este de asemenea primul șef de secție al secției de ortopedie. Preocuparea lui majoră a constituit ortopedia și mai ales acea parte a ortopediei legată de afecțiunile TBC osoase, pentru care a avut o predilecție deosebită. Ultimul care am să vi-l prezint astăzi, doctorul Cristea Socor, figură de legendă a chirurgiei din a doua jumătate a secolului 20, provenind dintr-o familie tradițională de medici, primul medic Socor, fiind Gabriel Socor, profesor universitar la Sfântul Spiridon, la Universitatea de Medicină din Iași, în 1882. Doctorul Cristea Socor a făcut facultatea la Iași, specializarea la București în clinica profesorului Urului, având o predilecție pentru chirurgia căilor biliare, pentru chirurgia renală, făcând primele intervenții urologice complexe pe care le-a și publicat în diferite reviste. Este doctorul care a publicat cel mai mult dintre toți chirurgii romașcani. Doctorul Cristea Socor a fost, poate, cel mai reprezentativ chirurg al grupului de 4 mușchetari chirurgi pe care i-am prezentat. După el a urmat doctorul Constantin Ciupătaru, eu și probabil încă atâția alții. Alături de toți acești chirurgi, trebuie să amintim o întreagă lume asistentelor medicale de chirurgie, care începând de la 1820-30 și până astăzi, multora le cunoaștem numele, au stat alături de chirurgi pentru că
această activitate, chirurgie, este o muncă de echipă și ești un chirurg mare în măsura în care reușești în jurul tău să aduni o echipă mare și echipa asta înseamnă nu numai chirurgi, înseamnă și anesteziști, înseamnă și asistente, adică o familie. Iată, deci, pe scurt, istoria 150 de ani de chirurgie. Pentru că în afară de acești chirurgi au mai trecut pe la Roman și alți chirurgi și fiindcă sunt mulți, o să-mi permiteți să citez numele câtorva colegi chirurgi care într-o perioadă a vieții lor sau alta au poposit și pe meleagurile noastre. Doctorul Gheorghe Popovici, cine nu-l cunoaște, mare chirurg băcăuan, a început la Roma activitatea lui de chirurg. De asemenea, o altă doctoriță chirurg care a început la Roma, doctor Elena Legănuș, l-a bărlat și a continuat activitatea doctorul Ștircu Eugen, care a început-o tot la Roman. La Bacău, doctorul Anton Mihai, care a fost secundar tot la Roman. Doctorul Gheorghe Avădăni, medic specialist, degetat la o vârstă tânără, se spunea despre el că era un mare talent chirurgical. Doctorița Ana Ciulia, medic specialist chirurg, care de la Roman a plecat la Reșița. Doctor Ion Chichiriță, cine nu-l cunoaște. Doctorul Gheorghe Augustulesi, un mare talent și el chirurgical. Doctor Ionescu Cezar, medic chirurg provenit din Spitalul Militar Român. Doctorul Erjișca Erna, un medic primar chirurg de certă valoare, plecat în străinătate. Doctorița Diaconu Viorica, medic specialist chirurg. Doctorul Leacu Gheorghe, specializat pe urologie, care a decedat. Și echipa noastră de astăzi, formată din subsemnatul, din doctorul Molodoi Manuel, doctorul Iftime Ciprian, doctorul Hărțan Dragoș, doctorul Paul Sescu, cel mai tânăr membru al echipei noastre, doctorul urolog Șova, doctorița chirurgă toracică Scarpat. Și iată, și astăzi, ca și ieri, suntem o echipă, chirurgi și asistente, care încercăm să purtăm mai departe această flacără numită chirurgie. Aș mai vrea să mai spun în încheiere un singur lucru. Aici, la Roman, preocuparea pentru istoria medicinii datează de foarte mult timp. Suntem unul din centrele care avem o societate de istoria medicinii autonomă de mai bine de 40 de ani, care avem un muzeu de istoria medicinii care funcționează, care avem o activitate repetabilă, trimestrială și toate se datorează unui mare om care a fost doctorul Ilfan Cozărescu. Practic, la Roman, istoria medicinii este extrem de importantă și preocupările pentru istoria medicinii sunt vechi și deosebite, s-au scris cărți și nu puține despre istoria Spitalului Roman al Medicinii Romașcane, pentru că noi credem că fără a-ți cunoaște trecutul, nu vei putea avea un viitor. Pentru că și chirurgia, ca și celelalte activități medicale ale spitalului, care se desfășoară în spital și în afara lui, în oraș și în jurul Romanului, au o tradiție și această tradiție trebuie cunoscută. Și amintirea acestor oameni care i-am pus astăzi aici, amintirea acestor oameni care s-au zidit în acest spital, trebuie să nu se piardă și să nu se uite. Pentru că dacă ai o flacără, legea firii îți cere să o dai altuia și peste abisul morții. Și urma, dacă ai lăsat-o în ei, această urmă nu se va pierde niciodată. Vă mulțumesc!
Mulțumim, domnule doctor, pentru prezentarea foarte interesantă. Și trecem acum de la chirurgie la medicină internă. Și o invităm pe doamna doctor Cătălina Bănăceanu să ne prezinte cum era medicina internă la Roma în urmă cu 100 de ani. Bună ziua tuturor! Salut și eu oaspeții noștri! Sper să aveți împreună cu noi o după-amiază frumoasă. Mie previne sarcina să vă spun câteva cuvinte despre medicina internă la Roman. Mi-a făcut mare plăcere, cinste, să pregătesc această lucrare, pentru că, așa, într-o paranteză, sunt internistă din anul 2 de facultate. Mi-a plăcut, îmi place și îmi va place. Nu voi putea să aleg altă specialitate dacă aș fi pusă astăzi să aleg altceva. Aș alege tot medicina internă. Consider că, de fapt, în medicină există două mari ramuri, chirurgia și medicala. Și de aici a pornit totul. Și nu putem concepe o medicină modernă fără colaborarea acestor două mari ramuri medicale. Și fiind internistă și având în vedere că în ultima perioadă, ca să fac un preambul la istorie, în ultima perioadă au apărut foarte, foarte multe microspecialități, este un lucru foarte bun, dar se pare că această medicină internă, deci această vedere de ansamblu, este încă necesară și în anul 2019, va fi și în anii care vor urma. Și de asta sunt mândră că sunt internistă, voi rămâne internistă și specialitatea există și în Statele Unite, există și în toată Europa și nu va dispărea, chiar dacă, repet, sunt atât de multe microspecialități. Deci ne găsim loc. Haideți să mergem în istorie și să vedem ce s-a întâmplat acum 100 de ani în medicina internă la Roma. Actuală, credință și speranța celor care vin, pricepere și răbdare celor care rămân, sănătatea și lumina celor care pleacă. Istoria secției de medicină internă. Așa cum ați văzut de la Dan Argătescu, ne-am născut în anul 1919, atunci când medicina internă era unită cu chirurgia și ați reținut numele marelui chirurg la vremea aceea, doctorul Vafino Marini, dar și a unui alt medic care era atât internist cât și chirurg, respectiv doctorul Mihail Urade. Datorită marii crize economice cu dezastru financiar al Vitro
robiei Sfântului Spiridon. Așa cum ați aflat anterior, îi revine sarcina marelui medic al doctorului Nicolae Falcăianu, director în acea perioadă, să redeschidă spitalul. Spitalul se reorganizează din nou pe secții în 1938. La acea vreme, spitalul are 240 de paturi, dintre care 55 îi revin secției de medicină internă. Ce se întâmplă în perioada următoare, 1938-1950? Pentru noi ca interniști, doctorul Ion Micu este adevăratul inițiator al medicinii interne la Roman, prieten bun cu domnul doctor Falcăianu. La acea vreme activau și consultau și alți medici interniști, doctorul Eugenia Străchinescu, doctorul Boris Plămădeală, doctorul Laser Cahaine. La acea vreme, interniștii erau și medici de laborator, iar patologia mai frecventă pe care o rezolvau erau infecțiile respiratorii, foarte multe cazuri de tuberculoză, hepatopatiile, malaria, reumatism articular acut. Din această mare specialitate de interne, se separă și alte secții.
1985, doctorul Gheorghe Tupa este primul neurolog și el este cel care a înființat secția de neurologie. În 1964, doamna dr. Gabriela Ilie a înființat secția de cardiologie. În 1965, doamna dr. Ana Munteanu este primul endocrinolog din România. În perioada 1969-1977, domnul dr. Rusu, care deși era pensionat, este numit medicul șef la Căminul Spital de Cronici. Ca și doctor, în 1954, spitalul este dotat cu primul electrocardiograf cu un canal. Urmează perioada 1970-1995. În această perioadă, respectiv în 1984, este dată în folosință clădirea spitalului nou. Aici se înființează a doua secție de medicală, astfel încât în această perioadă, medicala de Roman funcționa cu două secții, medicală 1 cu 60 de paturi și medicala 2 cu 65 de paturi, respectiv spital nou și spital vechi. În această perioadă au funcționat foarte mulți colegi ai noștri, respectiv doctorul Toporaș Petru, care a fost și medic șef de secție, doctorul Gonzărescu Epifanie, doctorița Mâinea Virginia, soțul dumneai doctorița Mâinea, doctorul Mâinea Gheorghe, domnul doctor Ghivirigă Teodor, care a fost medic șef de secție la Medical Spital nou, doctorița Carpe Leonora, doctorița Părlițeanu Claudia, doctorul Părlițeanu Cristea, doctorița Mineleanu Roxandra, care a stat la noi câțiva ani, doamna doctor Iancu Eugenia, doctorița Arcuș Paulina, doamna doctor Arădănii Emilia, care a fost șefa secției de medicală la Spitalul nou până în 1996, doamna doctor Dobreanu Lucreția, doctorul Păstranu Pontaș Vasile, repet, doamna doctor Părlițeanu Crestea, medic șef de secție la medicala a doua, doctorița Cernovaz, doctorița Dumitriu. Perioada 1995, perioada 2018, este, ca să zic așa, perioada mea, perioada pe care am trăit-o și o cunosc foarte bine. Sunt salariată a secției medicale din anul 1995, deci pot să vă spun lucrurile mai mult decât concret referitor la, la această perioadă. Este o perioadă a dezvoltării secțiilor, dar și perioada marilor schimbări și antitezelor. Din punct de vedere administrativ s-au întâmplat foarte multe lucruri în această perioadă și inclusiv pentru mine personal, unirea celor două secții de medicală în 2003 a fost un eveniment necesar administrativ, dar destul de stresant, pentru că au venit două colective cu doi medici șef, cu două obiceiuri și a fost necesară o lungă perioadă de timp ca să ne acomodăm unii cu alții, să funcționăm bine. Pe lângă asta a mai intervenit și o scădere drastică a numărului de paturi de la 125, așa cum v-am arătat pe slide anterior, la 73 cât există în prezent. S-au înființat compartimente mici, aici a fost un lucru extraordinar de bun, pentru că a adus posibilitatea rezolvării unei patologii mult mai de amănunt. Astfel, în perioada 2010-2012 sunt înființate compartimentele de nefrologie cu 5 paturi, gastroenterologie cu 5 paturi, care funcționează și în prezent. Împreună am trecut și am participat, am muncit, am lucrat pentru un lucru deosebit. Acesta a fost în 2015 acreditarea secției și, evident, a spitalului, ceea ce a însemnat că spitalul funcționează la un alt nivel de calitate. Ne-am dotat foarte mult în această perioadă. Avem ecografie, electrocardiografie, vedeți că vorbim la plural, avem monitoare de funcții vitale, injectomate, holtere de tensiune, electrocardiograf, puls oximetric, glucometrie, endoscop, colonoscop și, nu în ultimul rând, calculatoarele prin informatizarea secției. Și vreau să vă spun că această informatizare a sistemului nostru a fost pilot, Neamțu a fost și aici pilot la acel moment. Aș vrea să vă mai spun câte ceva despre perioada schimbărilor, pe care iarăși spun am resimțit-o foarte mult. S-a schimbat foarte mult mediul extern, s-a schimbat în această perioadă patologia și de ce nu ne-am schimbat și noi oamenii, motiv pentru care suntem astăzi ceea ce suntem. Cum s-a schimbat mediul extern? Suntem mai poluați, suntem mai globalizați, o perioadă de maximă industrializare, suntem în epoca IT-ului, de puțin timp epoca emigrării. În sistemul nostru de sănătate au intervenit schimbări majore, atât în organizare cât și în funcționare. A apărut sistemul privat, au apărut casele de asigurări,
Au apărut modificări majore în finanțarea sistemului de sănătate. Aceste lucruri au atras și o schimbare a patologiei. A scăzut, într-adevăr, patologia reumatismală cardiacă, infecțioasă, ulcerasă, dar au apărut hepatita cu virus C și complicațiile. Din ce în ce suntem martorii creșterii patologiei dependenților, și aici mă refer la alcool și droguri, a creșterii incidenței și severității neoplasmelor de toate felurile, a diabetului zaharat, care este una din bolile mileniului pe care l-am început, bolii cronice de rinichi în plină creștere, bolilor autoimune, insuficiență cardiacă și, nu în ultimul rând, deși am pus-o pe ultimul rând, patologia psihiatrică. S-a schimbat și patologia și această schimbare a patologiei a atras și o dezvoltare fantastică a pieței farmaceutice. În acești 20 de ani, ultimii 20 de ani, au apărut extraordinar de multe antibiotice, citostatice, medicații inhalatorie pentru boala astmatică și nu numai, medicație cardiovasculară, medicație biologică, implementare de proceduri noi, stenturi, device-uri, dar nu în ultimul rând și o diversificare fantastică a procedurilor diagnostice. Știm foarte bine că ne dorim să putem oferi pacienților noștri metode de diagnostic în ce în ce mai aprofundate și mai fine. Avem și la Roma CT, avem și RMN, nu facem încă endoscopie, dar poate vom face acest lucru. S-a mărit paleta investigațiilor paraclinice de laborator. Pe mine, ca internist, mă interesează foarte mult, pentru că internele este prin excelență specialitate de diagnostic. Au apărut markerii tumorali și folosim foarte multe investigații pentru boli autoimune, deci s-au întâmplat foarte multe. Și de ce nu să spunem că ne-am schimbat și noi? Veți trage dumneavoastră concluziile dacă ne-am schimbat în bine sau mai puțin bine. Resimțim și noi, medicii care avem un pic mai multă experiență, nu vreau să zic că suntem mai bătrâni, simțim aceste lucruri, altfel ne desfășuram activitatea sau altfel ne era sufletul acum 25 de ani și altfel îl avem acum. A crescut speranța de viață, adevărat, în Europa, în România. Pentru unii a crescut nivelul de trai, pentru unii a scăzut și există discrepanțe mari între oraș și sate și lucrurile se văd și în patologie și în modul cum sau în mentalitățile referitoare la sănătate și cum trebuie să ne îngrijim. A crescut șomajul, avem o populație din ce în ce mai depresivă, frustrată și pentru că a crescut speranța de viață o populație îmbătrânită. Cu ce ne confruntăm? Am scris eu aici medicina Google, vă confruntați și dumneavoastră. Poate ne place să avem pacienți bine informați, poate nici noi nu suntem întotdeauna bine informați și ne este greu să fim informați cu absolut tot, dar eu aș vrea să vă spun, nu știu, poate suntem și pacienți în sală și noi toți, cred că într-o bună zi vom fi pacienți. Haideți să lăsăm pe cei care se ocupă de acest lucru să-și spună părerea, să nu căutăm pe Google, să ne punem diagnostice singuri și să avem încredere, să avem încredere în cei care se ocupă. Haideți să facem să privim un pic și în viitor. Mi-am permis să scriu câteva idei și despre acest lucru, cum aș vedea eu nu numai medicina internă, ci și medicina ca și parte din viața noastră. Aș vedea o medicină holistică și integrativă. De ce? Pentru că realitățile sunt altele și avem nevoie și de altceva. Nu avem nevoie numai de medicina alopată. Vedem că deși investim foarte mulți bani în sănătate și se investesc din ce în ce mai mult. Rezultatele, dragii mei, să știți că nu sunt extraordinare. Încă suntem pe primele locuri la mortalitate cardiovasculară. Încă avem extraordinar de mult cancer și diabet și vom avea din ce în ce. Și nu întotdeauna medicamentele sau citostaticele sau antibioticele sau, așa cum zicem noi, medicina alopată nu poate să fie o soluție pentru toată lumea și o soluție 100%. Avem nevoie din ce în ce de o medicină personalizată. Și de asta spun eu că medicina Google este dușmanul nostru, dușmanul și al pacientului și al medicului. Suntem diferiți, suntem 7 miliarde de oameni, chiar dacă avem gene care seamănă și bucăți de gene care seamănă și avem genetică și avem părinți cu diabet sau ulcer, nu înseamnă că noi vom face același lucru. Așa încât cred că este provocarea medicinii viitorului să acordăm cea mai bună îngrijire, cel mai bun sfat, cel mai bun medicament pentru persoana din fața noastră și să nu uităm niciodată că este valabil din ce în ce mai mult ce am învățat la facultate, că noi nu tratăm niciodată boli, ci tratăm bolnavi. Și
mi-am permis să vă scriu un ultim gând pe slide. Apropo de credință, eu cred în lucrul ăsta și de asta am și scris. Uităm de unde venim și unde mergem și uităm că puterea credinței este fantastică și aș vrea ca noi, medicii, să dăm un semnal, un impuls, să fim un exemplu și să înțelegem pentru noi că fără credință nu putem face prevenție, vindecare, nu ne putem menține sănătatea. Haideți să-l citim și să-l înțelegem cât mai mult pe profesor Dulcan, care ne explică foarte bine ce înseamnă puterea gândului, ce înseamnă serotonina ca și molecula fericirii și, nu în ultimul rând, a sănătății și să înțelegem că fericirea aduce sănătate, că sănătatea aduce fericire și credința ne aduce pe amândouă. Cam asta mi-aș dori de la medicina viitorului, să avem un corp, o inimă, un suflet sănătos și de asta să fim mai buni, să avem o medicină personalizată, să facem în așa fel încât prin comportamentul și atitudinea noastră, prin vorba noastră, oamenii să aibă încredere în noi. Cred că fiecare din noi, medici și asistente, avem de la Dumnezeu această misiune să luptăm pentru sănătate, pentru prevenție și să știți că lucrurile s-au mai schimbat de acum, repet, 25 de ani. Este mult mai importantă prevenția, deși se acordă relativ puțină importanță, dar în Japonia, să știți, un mediu bun este un mediu care are puțin pacienți și aceia sunt din ce în ce mai sănătoși. Cred că așa este normal să gândim și noi, să avem încredere și să sperăm că vom face din medicina de la Roman o misiune pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna doctor, ați făcut o foarte frumoasă trecere între trecut și prezent și ne-ați făcut să ne simțim foarte mândri că suntem romașcani, că suntem angajați medici sau asistenți în acest spital cu o lungă tradiție medicală. Și în cele ce urmează avem un invitat surpriză, nu este medic, dar ne va vorbi despre trecute vieți de medici romașcani. Invitatul nostru surpriză spune că nici o zi fără un rând. Este vorba despre domnul profesor Lucian Strochi, poet, prozator, critic literar de renume al județului nostru, membru în Uniunea Scriitorilor Români din 1996. Domnule profesor, vă dăm cuvântul. În mod normal ar trebui să fiu cel mai bun dintre dumneavoastră, pentru că sunt singurul doctor în filologie. Dar auzindu-i pe antevorbitori cum vorbesc, începând cu domnul deputat, mie că voi ieșua lamentabil și atunci nu-mi rămâne decât să fragmentez discursul și să încerc să obțin un fel de captație benevolenția. Până la urmă mă voi descurca. Și am să încep cu laudațiu pentru român. Mi s-a pus de către Pietreni întrebare ce tot costul la român. Ce te atrage? Sigur că puteam degaja foarte bine. Spuneam că rămașcancele sunt femei frumoase, deștepte. Și dacă vă uitați numai în stânga mea, la doamna Doctoronu sau la doamna doctor Mândășescu, cred că aplauzele dumneavoastră sunt meritate pentru acestea. Dar Roma nu e un loc binecuvântat. Se întâmplă foarte multe lucruri la Roma. Anul trecut s-au consumat câteva premiere. Iată, punctul de carte. În care a venit și vicepreședintele Academiei Române, domnul academician Răzvan Teodorescu. Anul trecut s-a organizat festivalul Carapeti Brâila. Poate nu spune mult, dar să ne gândim că aici, la Roma, pentru prima dată s-au dat premiile pentru critică ale Uniunii Scriitori. Anul trecut, la Roman, se conjugau
două instituții importante și avea loc al 47-lea Congres de Istorie a Medicinei și al 27-lea Congres de Istorie a Farmaciei. Aș putea continua cu foarte multe argumente. Mi-aduc aminte că, de pildă, un mare critic român, din păcate trecut în eternitate mult prea devreme, Mircea Scarlat, Vărbu, doctorița Gina Ursu, a avut o primă ediție aici și au venit din toată lumea lucrări și a fost o reușită și va continua. Deci, atât, se întâmplă foarte multe lucruri. De ce? E o întrebare. Ei, în primul rând, pentru că un primar, și, stimate domnule deputat, eu vă văd tot ca primar, așa, își permite luxul să vină la o expoziție de caricaturi a unor elevi, să nu fie deranjat că este caricaturizat, din potrivă, să fie încântat, să fie alături de actori celebri și de cancelari precum Helmut Kohl și așa mai departe. E un semn. Ca să nu e primarul actual, fizul meu, domnul Lucian Mincu, dar vreau să vă spun că anul trecut, și am lăsat-o puțin deoparte, a avut loc la Roma o adunare a Asociației Criticilor Europeni și una din surprize a fost faptul că primarul, după ce regulamentar a vorbit în limba română, adresându-se oaspeților, a continuat cu lejeritate în italiană spre încântare și oarecum spre stupoarea invitaților. Și vă asigur că erau invitați din Venezuela, din Japonia, din Sardenia, din Italia, din Spania, din Franța, din România și așa mai departe. Romașcanii au valori. Și știu acest lucru pentru că de ani de zile colaborăm. Și mai ales știu să fie uniți. Nu sunt sectari. Dacă Institutul Franciscan are o activitate, să spunem, legată de cele 10 porunci să nu ucizi, va veni și preotul Paiu, care e ortodox, va veni și Boris Cepalis, care e cu Uniunea Elenilor, va veni și doctorul Emanuel Nazarian, care e armean, va veni și Iacu Wexler, care e evreu și așa mai departe. E un secret. Mai mult chiar, există oameni care au fost importați sau s-au importat sau s-au teleportat sau ceva. Eu sunt convins că Iosi Kirsegui, pe care îl salut cu bucurie, nu a venit cu convocator. A venit pentru că trebuia să vină și să fie un spectacol de inimă. Dar, ce obțin romașcani? Iată, 2 ani consecutivi au obținut titlul de ambasador. Preotul Paiu, pe care am citat, a obținut titlul de ambasador pentru literatură. Și nu e ușor. În competiție grea, pentru că depindea de votul popular. Doctorul Dan Gabriel Albătescu a fost primul laureat pentru medicină. Și putem continua cu N și N exemple. Acum, sigur, putem vorbi despre acea statuie pe care eu o consider emblematică din gară, acolo unde crucea Sfântului Andrei nu este o cruce tragică, nu ne oprește, ci din potrivă unifică, pentru că așa trebuie să o vedem. Roma nu este într-adevăr o capitală. Oricum am privit-o spre Vaslui, spre
Suceava, spre Botoșan, spre Iași, spre Piatra, spre unde vreți dumneavoastră, spre Bacău, drumurile duc la Roma. Și pentru că vorbim de evenimente, iată, nu cu multe zile în urmă, trei romașcani au devenit membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Cei trei se află în sală. E vorba de domnul doctor Dan Gabriel Arbătescu, e vorba de doamna doctor Silvia Mătășescu, e vorba de părintele preot de Cornel Paiu. Și culmea, încă un romașcan care are vreo 36 de hectare, trebuie urmărit cu DNA-ul, nu e regulă, e vorba de Ținutul Zimbrilor, Sebastian Cătănoiu, care și el a devenit membru al Uniunii Ziariștilor. Și ca o dovadă că aceste titluri nu se dau foarte ușor, Sebastian Cătănoiu a apărut și ca pe testul grilă la punctul 2. Cei care au legătură cu învățământul știu la ce mă refer. Să mai vorbim despre un Eugen Răchiteanu, care este o mare valoare europeană. Și putem continua. Roma nu este orașul muzicii. Niciun alt oraș din țară nu are atâția muzicieni cât are Roma. Și putem încerca această textură cât dorim. Deci, laudația mea era adresată atât romanului, care la 1392, cu trei ani înainte de celebra bătălie de la Hindău, se întemeia. Sigur, sunt mult mai vechi, despre asta este vorba. Dar iată, aș vrea să reținem în acel domnitor Roma, care vă dă numele, în întâi, care vă va face totdeauna pe primul loc, și mușat, care așa cum se știe, înseamnă frumos. Deci iată romanul cel frumos. Mă pot mândri cu un lucru, și anume, m-am bătut pentru stema dumneavoastră, cu un celebru istoric, care chiar m-a acuzat, Petreanu ăsta ne face porci. A fost o ședință de consiliu foarte frumoasă. I-am spus că nici măcar nu sunt motoveanu. Deci, refuz asta. Dar am spus, dacă eu cer iertare romașcanilor pentru propunerea mea, dar nu era vorba de un porc, ci de un mistreț, acel sanglie pe care îl purtați cu mândrie și una din cele mai frumoase steme din țară. Atunci, distinsul domn profesor trebuia să ceară scuze ieșencelor pentru că le face iepe și tecugencelor pentru că le face iepuroace. Pentru că nu-i așa, stema Iașului este un cal și stema tecuciului un iepure, evident referindu-se la agilitate, la faptul că e o coștă și așa mai departe. Dar revenind la subiectul de astăzi. Întâmplarea, și nu numai, face ca să cunosc îndeaproape creațiile domnului doctor Dan Gabriel Arbătescu într-o triplă calitate. Cea de scriitor cu acte în regulă, cel care a debutat cu eu chirurgul, și unde avem întâmplări aproape amuzate, nu e cazul să le facem publice, dar în orice caz am crezut că sunt pus la încercare, pentru că prea era bună scrierea și credeam că mi se face o farsă. Vă spun cu mâna pe inimă că acea scriere, eu chirurgul, depășea valoric singura scriere comparabilă a unui elvețian, era vorba de Ernst Weiss, Cusătura pe inimă, novela, povestirea domnului doctor Arbătescu, fiind superioară, cel puțin în final, care acolo era anecdotic expedient.
Domnul doctor a vrut să mă pună probabil la încercare și mi-a spus că se îndoiește că ar mai trebui, ezitam și așa mai departe. Și așa a apărut încet, încet a doua carte, superbă. După știința mea are vreo 18 premii literare pentru două cărți, ceea ce nici eu nu am reușit cu cărțile mele, vorbind de două cărți. Mai mult chiar, a doua carte a primit titlul de Cartea Anului, la Focșan. Deci, nu e vorba de altceva decât de valoare. Îl așteptăm cu a treia carte, pentru că nu e așa, contabilicește, trebuie să ai trei cărți ca să fii membru al Uniunii și așa mai departe. Mă rog, lucruri administrative pe care nu le discutăm. Dar, sigur, domnul doctor are mai multe cărți și una dintre ele, și ați văzut în parte, în prezentarea domniei sale, erau pagini din acea carte, era poveștile medicinei romașcane sau cam așa ceva, o carte fascinantă, pentru că transformă romanul într-un mare oraș. Cred că foarte puține localități din lume s-ar fi putut compara cu Roma. La ce mă refer? La cea aglomerație de spitale din timpul războiului. Era și reprezentanța franceză, engleză, americană, evreiască, românească și așa mai departe. Și mai ales, și asta am reținut din carte, era vorba de spiritul romașcanilor. Femeile care dăruiau din puținul lor pentru soldați. Își urbeau rochile pentru a face feșe sau cum se mai numesc, pansamente. E un lucru extraordinar. O carte absolut admirabilă. Aici am în față trecute vieți de medici romașcani. O carte care te pune pe gânduri. De ce? Sigur, s-a vorbit aici de doctorul Romulus Rusu, sau nu mai e cazul să reiau. Dar de ce spun că ne pune pe gânduri? În primul rând că eu, cel puțin, nu aveam încredere în cărțile de popularizare a științei. Chiar dacă ele aveau un rol foarte important cândva, prin anii 50-60. Și aparent, la o lectură grăbită, așa se părea. Iată, ni se dă un portret, ni se spune ceva, ni se romanțează ceva. E vorba de cu totul altceva. E vorba de o artă a scriitorului, perfect stăpân pe mijloacele sale și care transformă un articol, un portret literar, științific, personalitate în personaj. Citiți primul fragment și veți vedea cum, iată, primul dintre eroi, și anume, este prezentat în legătură cu romanul. Romanul e prezentat balzacian, de parcă ne-am aflat în Enigma Odiliei, cu multă tandrețe, cu admirabile descrieri și așa mai departe. Și la un moment dat apare un băiețel, Constantin, care contrapuntează toată povestirea, nu știm ce caută acolo, se dau chiar citate din el, pentru ca undeva lucrurile să se strângă și să aflăm că e vorba de Constantin Bălăgeanu Stolici. Dar de ce e valoroasă această carte? Pentru mine, de pildă, ca document uman, se vorbește de medicina de la sate, despre bolile pe care le aveau țăranii, despre situația bolnavilor de la oraș, a orășenilor și a celor de la țară. Deloc edulcorat, deloc romantic, spunându-se chiar că nu se prea spălau oamenii,
și chiar țin minte o imagine foarte puternică cu pielea de pe cap și așa mai departe, dar mi-am adus aminte că nici englezii nu se prea spălau, așa încât lucrurile se mai așează într-un fel. Sigur, este o carte care valorifică din plin virtuțile epicului. După cum știți, orice epic trebuie să aibă trei elemente. Partea narrativă, partea de descriere și dialogurile. Partea narrativă este tratată fractalic. Se ia personajul, îi se spune istoria, oarecum betant, așa cum a făcut-o și aici, dar dintr-o dată personajul dispare, apare, îi se prezintă arborele genealogic, îi se arată ce s-a întâmplat, că a venit de la Besançon, că a trecut în Germania, că și-a schimbat numele și ne dăm seama că în această aparentă ușurință se ascunde o muncă de documentare extraordinară. Apoi, e vorba de portret. Vreau să vă spun că toate portretele îmi sunt bine. Aș putea să le reproduc de parcă ar fi cronicarul Grigore Ureche care spune ceva despre Ștefan cel Mare. Vorbește despre om nu mare de stat, vorbește de Rubicon, de mustăți, sau dimpotrivă de personaje înalte, mândre, de la casă la casă. Pentru că, până la urmă, descrierea poate fi a orașului, admirabil, surprins, dar și portretul. Portretul face parte din descriere. Dialog. O să-mi spuneți, păi, unde e dialog, unde e denunța sau ceva? Nu e vorba de un monolog adresat. Este vorba de acea polemică interioară pe care doctorul o are cu autoritățile timpului, cu cei care, fiind solidari cu medicul respectiv, care nu era de acord cu anumite stare de lucruri, care se bătea pentru medicamente, pentru starea de sănătate a oamenilor. Pentru că, până la urmă, cea mai importantă lecție din această carte este umanismul doctorului. Și faptul că omul este cu adevărat principalul personaj. Așa cum cel mai mare grad în armată este cel de soldat, pentru că el e de soldat necunoscut. Așa și aici, nu medicul tare sau cu tare, incontestabile merite, ci omul care e în spatele lui, sau dacă vreți, pacientul. Și până la urmă, totul devine tulburător. Cartea se întinde pe aproape 100 de ani. Dacă memoria nu mă înșală, ultima an de referință este 1990. Se vorbește despre o înmormântare de la 1985, la care participă nu doar toți medicii, dar vreau să cred că mare parte din populația română. Se vorbește de începuturi, de dificultăți. Multe au fost evocate aici. E foarte greu din această țesătură să despați apele. Dar mă întreb, oare trebuie despățite? Un lucru, totuși, nu s-a spus. Că acești oameni, medicii, transformați în personaje literare, uneori chiar negative, trebuie să aibă respectul nostru al tuturor. Și când spui să trăiești, domn doctor, sau să rămână doamna doctor, să nu fie o simplă urare, să zicem, stereotipă, ci să vină din inimă. Pentru că medicii au har. Și aș spune că doar trei categorii au acest har. Preoții,
medicii și creatorii, că sunt scriitori, muzicieri sau ceva. Deci medicii au har. Adevărat, medici, majoritatea așa sunt. Cred că, iată, închei aducând un laudațiu și Moinești. Sigur, pentru mine, ca scriitor, Moinești însemna altceva, ceva important din punct de vedere literar. Și încet, încet, prestigiul spitalului din Moinești a ajuns să mă convingă că acolo este o echipă, este un manager, este o clinică și, dintr-o dată, Moineștiu a devenit o localitate foarte importantă. Și îmi propusesem ca în drum spre Slănic sau ceva să mă opresc de curiozitate ca la un monument istoric să văd minunea de la Moinești. Domnule doctor, nu e puțin. Și știu câtă muncă înseamnă. Aș putea spune despre prietenul Dan Gabriel Argătescu foarte multe. A ajuns un personal de legendă. Frumos, inteligent și care este un trădător. Pentru că există o expresie latinească, foarte frumoasă, care spune genius logi, spiritul locului. Conform lor, locul natal este cel care te întărește, care te luminează, care te inspiră, care îți dă putere. E bine, domnul doctor, din câte știu eu, nu este născut la român, dar e mult mai romașcan decât mulți dintre romașcani. Și, ca să justifice trădarea, cu ghilimele evident, a realizat un pact de prietenie între Roman și Câmpul Lung Motovenesc, Muscel, cer scuze, și iată că am ajuns la nu știu câta ediție. Aceasta e adevărată unire. Deci, să ne trăiesc că ne trebuiți, așa se spune, iar dumneavoastră, celor care zilnic, mă mir ce căutați aici, că vă așteaptă pacienții, sunt tulburați, sunt impacientați că i-a strădat pentru câteva clipe, dar cred că din când în când trebuie să ne reculegem, să ne reanalizăm și poate un centenar merită acest lucru. Cea mai mare bucurie a mea în relația cu dumneavoastră este că am trecut, nu am fost prezent. Cu un an în urmă am avut o comunicare despre scriitori, medici scriitori. Și mi-au spus mai mulți prieteni că s-a remarcat absența mea și am fost bucuros. Vă mulțumesc! Ceva. Citiți cartea, merită. Mulțumim, domnule profesor, ne-ați convins, vom citi cartea. Mai avem o ultimă prezentare, dar înainte de a trece la această ultimă prezentare, vreau să vă reamintesc că lucrările mâine vor începe pentru sesiunea medici la ora 9, la sala de ședință a sediului administrativ și vă rog să participați în număr cât mai mare. Avem câteva prezentări, simpozioane de la firma Pfizer și firma antibiotice Iași. Ultima prezentare se referă la doamna Viorica Galici. Doamna Viorica Galici a fost născută Viorica Maria Ecaterina Ana Văsescu și era descendentă a unei familii de boieri patrioți liberali, familia Văsescu. În timpul celui de-al doilea război mondial, doamna Galici era președinta filialei Societății Naționale de Cruce Roșie din Roman, ocazie cu care s-a remarcat prin faptul că a salvat în iulie 1941 mii de evrei care erau urcați în așa numitele trenuri ale morții.
pentru aceste fapte a fost omagiată post-mortem de către statul Israel cu titlul Drept între popoare. O vom lăsa pe doamna dr. Mândeșescu să ne prezinte mai multe despre doamna Viorica Mergi. Onorați invitați, dragi colegi și colaboratori. Eu, aparținând unei microspecialități desprinse din medicina internă, am încercat să disec evenimentul 3 iunie 1941 cu mijloacele pe care le aveam la îndemână, adică cu sprijinul cuvântului și al imaginii. Doamna Viorica Agarici este un brand al orașului nostru. Am încercat să o fac cunoscută, mai ales tinerii generații, prin intermediul filmului, pe care l-am realizat împreună cu generația IT, cu domnul Cătălin Corduneau. Viorica Agarici a săvârșit un act eroic în acea zi de 3 iulie 1941, în locul rostogolirii roților de tren, rămânând zidită în sufletul a două popoare, român și evreu, și în două religii, în cultul mozaic și în cultul creștin. Cred că cel mai bine va vorbi imaginea, astfel încât invit pe cel de la pupitru să dea derularea pupitrului. Vă doresc o vizionare agreabilă. Viorica Agarici, mito. Logie contemporană. În spațiul de fugă al istoriei, lucrurile, oamenii, faptele, se zidesc și se zăresc altfel, o altă perspectivă. Altfel știm că orașul nostru, romanul hexacentenar, dulce și blajina livadă cuprinsă între Moldova și Siret, cum o numește Haralauzincă, era un oraș multietnic, multicultural, multiconfesional, în care trăiau într-o concordie de plină români, armeni, evrei, ruși licoveni, sași și unguri. Peste roman a trecut duhul istoriei și al letopisețului, mărturisea academicianul Răzvan Teodorescu, romașcan al vacanțelor de vară. Și cum, cu povești te prietenești, să intrăm cu firul poveștii în romanul de altădată. Localitatea Mușatină, așezată de istorie ca simbol al măsurii între geografiile hrăbăreții a trei imperii, Habsburgic, Țarist și Otoman, vechea așezare Mușatină îndrăgită mult de voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt și de fiul său Petru Rareș, oferea trecătorului, înaintea celui de-al doilea război mondial, o priveliște demnă de reținut. Aceasta pentru că orașul bucura privirea cu abundența copacilor din frunzișul cărora țâșneau spre cer turlele bisericilor și clopotnițelor foarte numeroase. Doar ele de conspirau că sub verdele de diverse nuanțe trăiește un oraș viu, însăcurit de viață liniștit, patriarhal. Episcopia Romanului, numeroasele biserici ortodoxe cu arhitecturi deosebite de frumoase, ca de altfel și bijuteria arhitectonică ce constituia biserica armenească, precum și cele 5 sinagoge, se ocupau de problemele spirituale ale romașcanilor. Și ceea ce este de admirat, înțelegerea dintre culte era desăvârșită. Comerțul era foarte bine pus la punct. În magazinele celor peste 7.000 de evrei din Roma se găsea tot ce ar fi putut fi necesar pentru a satisface nevoile unui trai civilizat. Ca în mai toate orașele de provincie, exista și în Roma o stradă mare, cu magazine înghesuite unele în altele, divers colorate și aprovizionate cât mai bine de patron, să nu cumva să aibă parte de rușinea ca un client să găsească marca pe care și-o dorea la un concurent și nu la el. Firmele erau vesele și sugestive, la Balena, la Paradis, la Ruleta, la cel mai ieftin, la Valeta, făcându-și o concurență blajină, lipsa unui articol cerut de vreun client fiind motiv de mare amărăciune pentru negustor.
Cuțitor și de Cicăleală pentru consoarta lui. Cele mai bine aprovizionate librării, Viitorul, Lavra Miancu, Beran Tatăl și Beran Fiul, se străduiau să aducă tot ceea ce era mai nou pe la emiturile românești, ținând legătura și cu cele străine, mai ales cu cele franceze. Odată cu toate acestea, veneau din lume și noutățile, în modă, tendințe, idei. Cârciumile și restaurantele erau ținute mai mult de români, însă și aici nimeni nu putea trece pe Iulius Hasca. Avea în beciurile sale vinurile cele mai de soi și cea mai vestită șampanie. Dacă doreai, puteai fi servit oricând o felie groasă din isetrul la grătar, o scumbia la grec, o salam de Sibiu, șuncă de Praga și pedeu de Bazarcic, ori pastramă de Pârsco. Venea păstorel Teodorean, care a făcut armata la Roma, tocmai de la Iași, și veneau și alții de la Botoșan, Bacău, Fălticeni, căci la Hasca bunătățile le întreceau și pe cele care puteau fi găsite chiar în București. Romanul avea o zestre de frumoase case boierești, domnești, negustorești, cu toții conviețuind într-un sincretism extraordinar. Lumea era credincioasă și fiecare respecta credința celuilalt. La începutul lunii august, de probaje, adică de sărbătoarea schimbarea la față, în Roma se ținea cel mai mare iar maroc din estul țării. Boierimea roașcană și romanul după Botoșani avea cele mai mari moșii din țară, iar ca dovadă, această boierime ridicase case mari și frumoase în centrul orașului. În conacele de la moșii, boierii locuiau mai mult în timpul lucrărilor agricole, căci pământul era fertil, cu darul rânduit de cel de sus, al pânzelor freatice ca o țesătură de băianjă, pentru acest loc binecuvântat. Bunăstarea permitea acestor familii de moșieri să se preocupe și de problemele publice, administrative sau sociale. Un reprezentant de seamă a moșierimii romașcane fusese în secolul precedent bartul de la Mirceș, cel care pledase pentru dezrobirea țiganilor, pentru unirea principatelor române și fost ministru de externe al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. E vorba, desigur, de poetul Vasile Alexandru. Din aceste familii boierești romașcane se trage și familia Agarici, familie cu mulți exponenți de mare calitate. Născută pentru a da strălucire, demnitate și onoare noțiunii de româncă, Viorica Agarici a venit pe lume, potrivit unor biografi, la Dămienești, în 1886, lângă Roma, fiind fiica ofițerului de cavalerie George Băsescu și a Ortanzei Morțun, sora lui Vasile Gheorghe Morțun, om politic român, având strânse relații de prietenie cu marele erudit, episcopul Melchisedec Ștefănescu, episcop de Roma, fost ministru al cultelor sub Vodă Cuză. Viorica Băsescu a învățat clasele primare la Paris, apoi în pensionul de la Roche, școală particulară care dădea o educație feministă elevată tinerilor care aspirau la o carieră de lider. Printre elevele institutului s-a numărat și Eleanor Roosevelt, viitoare activistă feministă și prima doamnă a Americii. Aici, eroina noastră a învățat engleza și germana între 1900-1903. Revenit în țară, se căsătorește cu Ionica Agarici, inginer agronom, licențiat al Universității Berlineze de la Charlottenburg, nepotul vestitului primar al Roma. Strada Ecaterina Teodoroiu purta numele de Agarici chiar și în vremea copilăriei mele. În anul 1927, an în care se stinge regele Ferdinand, întregitorul României Mari, Viorica Agarici își pierde soțul și cernită, nemai având omul ei, își consacră viața omului în general, pregătindu-se pentru marele examen pe care avea să-l dea într-o bună. A început prin a face parte din Comitetul de Sprijin al Orfelinatului Local și a ajutat la cărpitul lejeriei, hainelor, ciorapilor și la cusutul nasturilor. A fost apoi, vreme de 23 de ani, președinta Comitetului de Sprijin al Școlii numărul 1 de Fete. În această calitate, colinda pe la oamenii avuți din oraș, de la marele bogătaș Nicolae Tăutu, la marii fabricanți, frații Rosenberg, și cerea, pretindea, ajutoare în bani și materiale cu care în fiecare toamnă erau îmbrăcați copiii lipsiți de mijloace. De la copiii dintr-o școală și-a extins activitatea la oamenii necăjiți din oraș, pentru care avem mărturie, diploma ce i-a trimis-o Societatea Națională de Cruce Roșie a României, care își arăta recunoștința pentru colaborarea sa la opera de ajutorare a celor lipsiți de hrană. Nu s-a mulțumit cu orașul. Energia nu-i dădea stâmpă. A contribuit la clădirea de școli de mai multe sate, pentru care în 1937 i s-a acordat medalia Răsplata Muncii pentru Construcțiuni Școlare clasa 1. În anul 1928,
filialei roman a Societății Naționale de Cruce Roșie și de atunci mereu realeasă vreme de peste 15 ani. Ca președinte a Crucii Roșii, filiala roman, a fost răsplătită în anii interperici cu Crucea Mediul Sanitar clasa 1 sau cu brevetul pentru semnul de distinție la contribuția adusă operelor Societății Naționale de Cruce Roșie. O cunoștea și o respecta întregul oraș, știa să îmblânzească inimile cele mai aspre, să supună voința cea mai dârză. Nu știm dacă se gândea la asta, dar cu siguranță îi era cunoscută afirmația Shakespeareană: pământul și oamenii se aseamănă. Pământul prin munții lui încearcă să se ridice spre cer, iar prin oameni cerul încearcă să se apropie de pământ. Cu deosebire a fost activă în anii celui de-al doilea război mondial, când la necazurile obișnuite s-au adăugat efectele curciei cumplite. Dar dincolo de cuvinte, sunt fapte. Principala activitate a Crucii Roșii era atunci ajutorarea răniților, în spitale și la trecerea lor prin gară. Ca și în celelalte gări principale, în gara romană, funcționa o cantina a Crucii Roșii. În fiecare dimineață, în zori, Viorica Agarici trecea cu căruța pe la locuința celor patru doamne de serviciu în acea zi la cantină și le aducea la gară. La prânz, le ducea acasă. După care, venea cu cele patru doamne de serviciu de după amiază. Restul timpului și împărțea între spitale și gară. În gară, ori de câte ori se oprea un tren cu răniți, cele patru plus una, președinta, voluntare ale Crucii Roșii, utreierau vagoanele, aflau dorințele răniților și le împărțeau ceai, lapte, supă, vin, alte alimente, dulciuri, țigări sau cărți de cine. Trenul morții sosește în gara. Filiala Societății de Cruce Roșie Roma, în acel început de război, era foarte bine organizat. Soțiile ofițerilor plecați pe front, cadrele didactice aflate în vacanța mare, studentele, ca și soțiile unor notabilități ale orașului, socoteau că a da o mână de ajutor acestor societăți era o datorie. Toate aceste femei își alcătuiseră o anume zidire interioară, șlefuită de suferința umană, trupească sau sufletească, la care asistau. În gară, echipele erau prezente zi și noapte, unde se instalase un cazan cu foc continuu, în care se țineau calde cele ce se ofereau ostașilor și răniților din tren. Viorica Agarici era foarte bine secundată de doamnele vicepreședinte, Vârbolici și Zaifopol, astfel că activitatea nu suferea. În ziua de pomină, 3 iunie, când președintea Crucii Roșii din Roma a sosit la gară, însoțită de soția maiorului de artilerie, Lăzărescu, a fost informată de către schimbul vechi că în gară era garat un tren din care se auzeau strigăte disperate de ajutor, iar vagoanele erau sigilate. Pe sub ușile acestora se scurgeau pe peron urină, fecale și mai ales sânge, trenul fiind păzit de gărzile de ostași SS. Viorica Agarici a cerut capitanului Ion Cocăneanu, șeful comenduirii pieții, să intervină cu autoritatea sa militară pentru deschiderea vagoanelor. Acesta a dat de puticios din bume, spunând că nu are niciun fel de autoritate în cazul respectiv și va telefona domnului general Ștefan Ionescu, prefectul județului. Nici acesta nu a răspuns afirmativ, deoarece trebuia să iasă în întâmpinarea majestății sale, regina mama Elena, care făcea o vizită la spitalul Precistamare. Auzind de aceasta și cunoscând bunătatea sufletească și umanismul de care era animată regina Elena, eroina noastră le-a cerut fetelor ei să se așeze pe linia ferată, ceva mai departe de locomotivă, și să nu se miște de acolo până nu se va întoarce ea. Apoi, ca o furtună, mica și blânda doamna Agarici s-a urcat în tocar și în goana mare a cailor, în câteva minute a fost la intrarea principală a spitalului Precistamare. Aici, tocmai îi se prezentau reginei doctorii Nicolae Borga și Ioan Moca. Fără prea multe formalisme și prea mult protocol, Viorica Agarici a declinat funcția de președinte a Crucii Roșii și i-a descris reginei ce s-a întâmplat în gara. Revoltată la rândul ei de cele auzite, buna regină a urcat-o în propria ei mașină pe Viorica Agarici și pe un maior de cavalerie, adiutantul ei, dispunând să meargă imediat la gară să vadă care este situația și să-i raporteze. Acesta s-a înapoiat la spital în câteva minute, confirmând tragismul situației. Mama suveranului țării i-a cerut generalului Ștefan Ionescu să înlestească o convorbire cu generalul Ion Antonescu la Marele Stat Major al Armatei Române, pretinzându-i acestuia să ia imediat contactul cu comandamentul
statul german și se ceară televiziunea Crucii Roșii Române să dea asistență celor claustrați în vagoane. În acest timp, doamna Fiorica Acarici, la gară, s-a dus spre locomotiva care pufăia gata de plecare. O sentinelă SS i-a pus în piept țeava armei sale automate și i-a ordonat. Era dimineața de joi, 3 iulie 1941. Doamna Agarici tocmai sosise în gară când i-au ieșit înainte cele 4 voluntare, învățătoare, atunci de serviciu. Maria Bălan i-a spus, nu se mai întâmplase așa ceva. Doamna Agarici a luat cu ea o tavă cu băuturi și a spus celorlalte 4. Veniți cu mine! Trenul fusese garat pe o linie moartă în așteptarea drumului liber pentru a porni mai departe. Un soldat le-a întâmpinat cu baioneta la armă întinsă. Doamna Agarici a putut să vadă, prin ferestruicile zăvrelite ale vagoanelor de marfă cu ușile ferecate, că trenul era plin de muribunzi, care când au zărit-o și au văzut în semnele, au izbucnit plin de speranță. Vrem apă! Apă cu cea mașină! Dar sentinela era tot mai amenințătoare. Îi băgă baioneta la câțiva centimetri de bărbie. Doamna Agarici s-a dus la șeful gării. Ce mai așteptați? De ce nu deschideți vagoanele? Ați văzut ce e acolo? Sunt evrei din Iași. Adică nu sunt oameni? N-avem voie să ne apropiem. Cum n-aveți voie? Aveți datoria. Sunt oameni care suferă. Nu putem sta nepăsători. Poate n-ați înțeles bine. Surjitani! Nu mă interesează neamul sau religia lor. Eu sunt președinta Crucii Roșii și mă aflu ca să ajut pe oricine are nevoie. Nu e voie! Am ordine severe! Nu e voie! Că nu pot exista asemenea ordine. Poate pentru voi, pentru mine nu. Dacă nu deschideți, sparg eu ușii. Și a mers în mare gravă la un vagon. Sentinela germană a îndreptat arma spre ea, gata să o străpungă. Doamna Agarici străfunge rândul cu privirea, tot înaintea, intimidată, sentinela se tot da înapoi. Zurup, ferbătă! Verfluchte Gesindel auf die Seite! Creaturi blestemate, la o parte! Wenn du mich schießt, schießt du deine Mutter! Dacă nu împuși pe mine, o împuși pe maică-ta. Între timp, generalul Ion Antonescu, informat de cele întâmplate la Roman și neavând autoritatea asupra militarilor germani care nu permiteau asistarea deținuților, a luat legătura cu comandantul armatei a 11 germană, generalul colonel Eugen von Schoner, solicitându-i aprobarea celor solicitate de regina mamă, aflată atunci într-o vizită la Roman. Acesta, în cele din urmă, a ordonat asistarea deportaților din trenul cu evrei. În sfârșit, au fost date la o parte ușile de la un vagon. Le-a apărut o scenă de infern. Vii și morți, claie peste grămadă, cu îmbrăcămintea spușiată, zăceau într-un nămol de fecale și urin. Era prea din care afară. Pentru a nu alarma populația orașului, din care peste 7.000 erau evrei, care prinzând de veste începuseră a aflui spre gara, s-a convenit ca trenul să fie împins îndărât la Săvoani. Acolo fură deschise toate vagoanele, iar cei morți, după ce au fost verificați de capitanul dr. Radu Popovici, chirurgul spitalului militar, venit și el cu sanitarii săi, au fost depuși într-o groapă săpată ad hoc în dosul gării. După întoarcerea trenului în gară, la Roman, dintre cei vii, cei bolnavi au fost consultați de doctorița Fălcoian, o parte din ei fiind internați la spitalul militar, pentru îngrijirile necesare. Între timp, dr. Ștefan Pașov, medicul orașului, colaborând cu președintele comunității evreiești, dr. medic Resnick Meyer, a organizat transportarea, cu rândul, a tuturor deportaților valizi la baia companiei a 4-a sanitară de lângă gara, unde au fost curățați, reechipați cu haine noi, hidratați și alimentați, cu ajutorul și pe contul comunității. Bineînțeles, sub bază severă, pentru a se evita dezertările. La rândul lor, prin grija companiei a 4-a sanitară, toate vagoanele au fost spălate, dezinfectate și capitonate pe jos cu paie proaspete, peste care s-au întins cearceafă. Prin telegraful gării Roman, comandatura germană de la Iași a dispus oprirea trenului la Roman și s-a comunicat aprobarea ca să se acorde ajutoare celor închiși în vagoan. Când sentinelele de la fiecare vagon au executat dispoziția șefului convoiului, cei de pe peron au avut în fața ochilor o imagine care le depășea chipul
învăluirea despre cum ar arăta ea. Sechestrații au început să respire cu lăcomie aerul curat care venea de afară. Pe poderele vagonului zăceau cadavre de bărbați, femei și copii, în care se încurcau picioarele celor care mai rămăseseră în viață. Hainele le erau rupte și pline de noroiul rezultat din fecalele și urina ce nu putuseră fi evacuate din vagoane. Figurile supraviețuitorilor erau atât de îngrozite, încât se poate spune că nu mai aveau nimic uman în ele. Apa ce li s-a dat imediat s-a dovedit a fi insuficientă și pentru a o primi s-au provocat pusculate. Plânsetele și gemetele evocau infernul lui Dante, iar mirosul de fecale, urină și sânge și de cadavre în putrefacție izbea de departe pe cei ce aduceau ajutoare. Deoarece în oraș vestea se răspândise ca fulgerul, mulți evrei porniseră spre gară în ajutorul conaționarilor lor, unii cu mâncare, alții cu îmbrăcăminte și alții mai săraci cu încurajări de sănătate și de bine. Ca să nu se încalce ordinul comandaturii germane de a nu fi lăsați arestații de sub supraveghere, s-a socotit că este bine să se retragă trenul spre gara Săluan, unde să se deschidă vagoanele și să se scoată morții din ele. Operațiunea a avut loc între satul Iugan și Mircești, morții fiind îngropați provizoriu în Mircești. Mai târziu, trupurile lor neînsuflețite au fost aduse în cimiterul israelit din Roma și au fost împumate sub două plăci mari de beton. Trenul a fost adus înapoi spre Roma și tras pe linia de garaj a companiei a patra sanitară, unde evreii au fost spălați cu furtună, după cum spun unii, hainele și lenjeria le-au fost arse și înlocuite cu altă îmbrăcăminte curată, puse la dispoziție prin grija comunității evreilor din Roma, al cărui președinte era atunci industriașul Rodrich. Vagoanele au fost spălate și umplute cu paie, după care oprimații au fost îmbrăcați și au plecat spre călăraș, fără a mai călători în condiții de exterminare. Avem mărturia unui supraviețuitor, farmacistul ghișean Alexandru Ivan Cuperman. La Roma, prin intervenția doamnei Agarici și a serviciului sanitar al companiei a patra, s-a încercat tunderea și îmbăierea tuturor deportaților. Am dormit în noaptea de 3 iulie, în incinta acestei formațiuni militare, pe pământul gol, mai bine zis pe pietre, sub pază. În zori, ne-am îmbarcat într-o altă garnitură, trimisem apă, câte 2-3 bucăți de zahăr și un sfert de pâine și cu aceasta am dus-o până la călăraș, unde am ajuns ca niște fantome. La Roma, din vagonul nostru, cu 100 de oameni, rămăseseră în viață 27, printre care 2 copii de 12-14 ani. Aici trebuie să menționăm că pe telegrama adresată generalului Ion Antonescu de către siguranța statului din Roma, referitoare la acțiunea întreprinsă, generalul a pus rezoluția. Se va proceda la fel în toate gările în care se va opri trenul. Pătrundem pe traseul trenului morții, în culoarele trecutului cu toate personajele sale, atât cu partea sentimentală, dar și cu cea documentară. Astfel, unul dintre supraviețuitorii celor deportați mărturisește că odată ajuns la destinație, viața lui era complet schimbată, nu mai semăna cu ceea ce fusese înainte, astfel încât atunci când a fost întrebat cum te cheamă, a răspuns: călăraș. Și așa a rămas. Adică toate bărgease și a văzut pe țefele sotii, pahar ca hol, dar te mut, dar te lirut, mișu pahar. Thank you.